moment istoric în tenis. Cum are o subliniere IT Serena Williams se schimbe regulamentul WTA? Moment istoric în tenis. Serena Williams va profita de un clasament special pentru a intra pe tabloul principal la Madrid, turneu cu subliniere câștigat de Simona Halep la precedentele două ediții. De această nouă regulă va beneficia sublinierei dubla campioan de la Australian Open, Victoria Azarenka, potrivit DigiSport. Clasamentul special le permite jucătoarelor care au lipsit o perioadă îndelungat din circuit, din cauza accidentilor sau a altor motive, să se folosească de poziția ocupată înaintea pauzei forcate, la revenirea în circuit. Clasamentul special poate fi folosit la cel mult două turnee din categoria Premier mandatorii, Indian Wells, Madrid, Beijing, sublinierei la două Grand Slam cu 3 puncte. Rămâne de văzut dacă WTA va rezolva în perioada următoare sublinierei cazul Serena Williams. Americanca a revenit în competiții după ce a născut sublinierei au existat mai multe teredice, pentru o perioadă, ar trebui protejat în primele tururi de duelurile contra capilor de serie. Cred ce e ceva nou. În trecut, jucătoarele nu aveau copii în timpul carierei. Este ceva nou, sublinierei cred că WTA nu a avut timp să ia o decizie în acest sens, pentru ce nu se-a subliniere tepta la asta. Cred că se vor gândi serios la asta, sublinierei ar fi o idee bună să protejeze jucătoarele care obi subliniere nu iau să fie în topul ierarhiei, pentru a nu mai juca apoi în primele tururi. Ar fi fost mai bine pentru acest sport dacă Serena nu ar fi jucat cu Osaka în primul tur, a declarat antrenorul jucătoarei de 36 de ani, Patrick Mouratoglou, într-un interviu acordat DigiSport. Simona Halep s-a numărat printre vocile care au susținut că jucătoarele de top care sublinierei au întrerupt cariera pentru a deveni mame să beneficieze de o perioadă de grație la revenirea în circuit. Când cineva dă subliniere tare unui copil mai mult decât sport, e ceva special în viață. Ei nu am nicio problemă să primesc statutul de favorit la revenirea în turnee, o jucătoare care pleacă de pe locul 1 mondial ca să nasc, a precizat românca.